După cum știți, în urmă cu 2 luni de zile, împreună cu cei prezenți aici și cu mulți sportivi de renume, am demarat un demers pentru a reda Clubul Sportiv Progresul activităților sportive de performanță. În urma demersului început, spuneam acum 2 luni de zile, am descoperit lucruri de o gravitate extremă. E vorba de Banca Națională. Banca Națională a României, știind că nu deține terenul din complexul sportiv, în deplină cunoștință de cauză și cu complicitatea unor instituții ale statului român, a beneficiat timp de 27 de ani de acest teren și a acționat ilegal timp de 27 de ani. Și am să vă spun că ilegalitățile încep încă din anul 1991, când s-a semnat celebrul protocol între Ministerul Tineretului și Sportului și Banca Națională a României. Un protocol neacoperit de lege, întrucât nu am mai făcut obiectul unei hotărâri de guvern, și aveți aici, am aici documentele care evidențiază acest lucru. Aici avem draftul de protocol care la punctul 2 spunea că cu acest prilej Ministerul Tineretului și Sportului, în baza hotărârii Guvernului, predăm proprietatea Băncii Naționale respective terenuri. Acesta era draftul de protocol plecat pe 3 mai 1991 spre a fi semnat. Iar în luna iulie se semnează protocolul și dacă observați, exact la articolul 2 lipsește fraza respectivă, în baza hotărârii Guvernului. Deci acel protocol a fost ilegal, întrucât nu a făcut obiectul unei hotărâri de guvern. Asta probează reaua credință a celor de la Banca Națională. Mai mult decât atât, un control al Ministerului de Finanțe în anul 1992 confirmă că acest protocol a fost încheiat ilegal. Nu s-a întâmplat nimic. Banca Națională, știind bine că acest protocol nu poate fi invocat ca act de dobândire a vreunui titlu de proprietate, încearcă demersuri de intrare în posesia terenurilor. Așa ajunge în anul 2001 să solicite terenurile Primăriei Capitalei, care îi respinge cererea. Ulterior, ajunge în instanță, iar în anul 2014, în Alta Curte de Casație și Justiție, definitiv și irevocabil, stabilește că patrimoniul deținut de BNR înainte de anul 1948 nu mai are relevanță în prezent, întrucât statul român a preluat tot activul, patrimoniul din perioada comunistă, iar Banca Națională, atenție, nu poate invoca acte anterioare comunismului pentru a pretinde în prezent proprietatea vreunui bun. Este decizia curții, în alte curți de casație și justiție, pe care o să vă împart să o studiați. Ce se întâmplă, din păcate, în anul 2015, atenție, abia în 2015, într-un mod extrem de suspect, oficiul de cadastru, caz unic, întabulează 9,7 hectare de teren în baza actelor din 1946. Deci, încă o dată, oficiul de cadastru a nesocotit decizia în altei curți, a intabulat 9,7 hectare suprafețe de teren, fără ca Banca Națională să probeze continuitatea proprietății. Dumnezeu, cel mai grav lucru știți care este? Că premierul României, Tudose, știe acest lucru. Îl știe de asemenea și la acoperă pe Isărescu. Vedeți, la televizor se zbârlește la Isărescu, dar aici avem dovada clară că îl acoperă. Știți ce mai știa domnul Tudose? Știa și că în trecut, atât premierului Ponta, cât și premierului Cioloș, Isărescu le solicitase 35 de milioane de euro bani pentru o suprafață de teren, cam 10% din suprafața complexului Progresul. E vorba de 1,6 hectare. Și invocă
Banca Națională un raport de evaluare pe care nu l-am văzut niciodată, deși am solicitat să-l trimite la comisie, acel raport nu mi-a fost prezentat niciodată. Spuneam că invocă un raport și citez din scrisoarea domnului Sărescu către premierul Cioloș, spune așa, motivează domnul Sărescu, am apreciat că terenul are vocația unei dezvoltări imobiliare fiind în zona Cotroceni. Din acest considerent, evaluează la 1586 de euro metru pătrat. Ori acolo, cum bine știți, în plan urbanistic general, este zonă verde, este celebru parcul Platani, unde nu se poate, sub nicio formă, face altceva decât sport. Ca să soliciți pe niște terenuri de sport 1586 de euro pe metru pătrat, este absolut halucinant. Și mai știe Tudose altceva și tace. Mai știe că Banca Națională, de-a lungul timpului, a solicitat la schimbul acestei suprafețe de teren și două clădiri. A solicitat clădirea Avocatului Poporului, a solicitat clădirea Biroului Electoral Central, încă o dată, pe niște suprafețe de teren pe care, de fapt, nu le deține în proprietate și am să vă probez imediat acest lucru. Dar să vedeți în continuare modul rușinos în care Banca Națională acționează. În 1972, o să vă arăt aici, am în față, și în mod sigur vă era dor să vedeți, este un decret semnat de Nicolae Ceaușescu. Nicolae Ceaușescu semnează un decret în 1972, pe data de 11 septembrie, un decret prin care expropriază trei persoane private pentru a construi arena centrală din Parcul cu Platani, arena pe care domnul Țiriac și domnul Stase urmau să dispute la începutul lunii octombrie 1972, finala Cupei Davis. Deci iată decretul de expropriere prin care Nicolae Ceaușescu expropiază persoane fizice ca să poată să construiască arena BNR. Prin acest decret de expropiere, terenul trece în proprietatea Consiliului Național de Educație Fizică și Sport, care este predecesorul Ministerului Tineretului și Sportului. Deci iată, niciodată, dar niciodată, terenul pe care astăzi este construită arena de tenis, arena centrală, n-a fost a Băncii Naționale a României. Și lucrul ăsta îl știe Tudose. Îl știe foarte bine. Și n-a făcut nimic și nu face nimic. Dar vă spun ce face BNR în continuare. Prin intermediul unor colegi, pe care nu-i acuz deloc de rea credință, din contră, doar de necunoașterea acestui istoric, spuneam că BNR-ul promovează un proiect de lege prin care vrea ca Parlamentul să îi legalizeze acum toate matrapazlăcurile astea. Pentru că proiectul de lege, o spun cu toată răspunderea, este o tentativă de fraudă, pentru că, conform actelor, Banca Națională nu numai că nu este proprietarul acelor terenuri, nu are nici măcar drept de administrare. Am să vă arăt aici, aici aveți schița pe care, schița parcului cu Platani, și o să vedeți în zona hașurată, toată zona marcată cu roșu este zona parcului cu Platani.